Oamenii m-au prins careva acolo în față. Am făcut ceva poze. Tare aici, bă. Țeapă mi-a luat, bă, ca... Salutare, eu sunt Goa și dacă vă întrebați de ce sunt ascuns după un morman de pământ, vă zic imediat. Păi am venit la ceva clădire abandonată, sunt singur și am văzut ceva câine și m-am ascuns aici ca să nu mă vadă el pe mine. Și m-am gândit că dacă tot stau aici să treacă câinele, să fac și intro. Așa că hai că revin cu update când plec de aici. Deci asta e în prima clădire. Bine. E cam gol tot pe aici. Nu e nimic interesant. Văd că acolo se lucrează. Da, frate, tot e gol. Nu-i nimic. Uitați-vă aici ce clădire faină am găsit. Asta trebuie să urc neapărat pe ea. Și în spate mai e ceva turn destul de înalt pe care și pe ăla vreau să urc, 100% urc. Am intrat și în clădirea asta și văd că are subsol. Bă, mi-e cam frică să mă bag acolo, sincer. Și singura e problema, dar cred că o să mă bag. Și am găsit și scările care duc sus. Deci, prima oară... Hai că prima oară urc sus. Și după aia mă întorc și o să cobor aici jos în beci. Pun GoPro și urcăm sus. Bun, oameni, hai că am revenit cu GoPro-ul pe cap. Aici nu prea am ce să văd. Acolo e beciu, urcăm prima oară sus și după aia o să cobor în beci. Să mă duc peste tot sau... Cred că toate sunt la fel. Și acum, bun, mi-am pus telefonul pe silențios. Și am mergeți la clădiri abandonate, să știți să vă puneți telefonul pe silențios tot timpul. Mamă, ce e aici, frate? Hai că-s curios cum se vede de sus. Așa senzația nașpa am cum îs singur și simt ca și cum aș fi urmărit. Uai, ce-s astea? Nu vreau să știu. Am o senzație așa de nasoală, zici că aș fi urmărit. Foarte nașpa senzația asta. Pa, că am dat de lumină. Suntem în vârf? Suntem în vârf. Mamă, ce tare, bă! Acolo-i turnul ăla de apă de care v-am zis și acolo vreau să merg. Și mai este acolo în stânga, dacă vedeți, multe clădiri. Și la alea vreau să merg. Și un turn acolo mai micut. Din cealaltă clădire cred că e la fel, nu prea are rost să mergem. O să văd eu. Aici nu prea pare așa de stabil. O să înalț aici drona și o să fac ceva cadre. Incintă de porci, sau nu v-am zis, vă zic acum, fosta incintă de porci unde se tăiau porci și unde se creșteau. E tare, e foarte tare pe aici. Și stai că asta e doar prima clădire, vă dați seama că mai încolo sunt mult mai multe clădiri. Nu știu cum să zic, dar au venit iar un câine aici. Stai să vi-l arăt ăla care l-am văzut mai înainte. Uitați acolo câinele, oameni. Ăla-i după gard. Bă, a fost mai înainte, mai aproape de mine, cum n-ai bă să băgă după gard? Cred că are loc undeva sau nu, ăla latră. Nu știu care latră, dar o să cobor jos și o să văd jos ce se întâmplă. Hai că am urcat câteva etaje, se vede, se vede, am urcat ceva etaje. Mă asigur aici dacă nu văd câinele și dacă nu e aici aproape de mine, dar văd că nu este. Așa că hai că cobor și revin cu update când ajung. Fraților, am ajuns aici la beci, hai că o să cobor în el să vedem ce se întâmplă. Mi-e cam frică, sincer, dar asta este, acum încerc și eu pentru voi. Deci aici este coborârea. Bine, nu-i foarte adânc. A, mă gândeam că e mai adânc, mă.
Contrast am ad, aici cobor acolo unde am zis eu în încăperea aia. Aici e închis. Aici, nu știu ce e aici. Ce aici în încăperea aia în care am zis să ies oare pe aici și să fug încolo, că pe aici nu m-ar vedea nimeni. Mă, că-s cam mulți boscheți, mă. E atât de mare zona asta să-mi bag piciorul, uitați acolo. Se demolează, acolo mai fost multe clădiri și aici unde merg eu sunt cam multe mele clădiri rămase. Poate să nu vină câinele după mine, că cam am pus-o. În asta nu mai urc, pentru că am urcat în cealaltă și sunt toate la fel. Câinele nu-i nimeni în spate, e bun. Sincer, s-o leacă căcat pe mine, că na, am venit singur aici și un pic cam nasol, sincer. Să mă duc la turnul ăsta și să urc pe el. Și mai acolo ceva zid, care și pe ăla aș vrea să merg. Dar turnul ăsta ar fi foarte tare dacă aș putea să urc, e foarte înalt. Mai văd că sunt partea asta o grămadă de clădiri. Dacă aș putea să urc pe turnul ăla, ar merita, bă. Să-mi bag piciorul, nu mi-ar părea rău că am venit aici singur, sincer. Am găsit aici intrarea la primul turn, care ăsta e mai mic decât celălalt. Trebuie să trec prin prostiile astea. Hai de pune. A, m-am urzicat. Ăsta e primul, acolo e celălalt, pe ăla sper eu să intru. Bă, tot e spart pe aici, tot o picat. Asta aici normal a fost tavan, dacă vedeți. S-a dărâmat tot. Hai că urc eu pe asta și merg până acolo să văd ce-i. Gata, mi-am pus GoPro pe cap și încerc să urc eu cumva pe asta, să ajung acolo la turn. Cum mă să urc eu? E stabilă? Apă cred că are vreo 10 tone numai. Ca Spider-Man, frate, ca Spider-Man. Uai, ce tare e aici, bă. Îmi dă și soarele în ochi, îmi pui mei să pică în cap. Am urcat aici. Ce țeapă mi-a luat, bă, că asta e pe cealaltă parte. Vai de pui mei. Dar cred că sar eu cumva aici jos. Pe-n boschețe n-am cum să mă bag. Hai că fac eu ceva aici. Ceva manevră. Hai de pui mei, bine că n-am călcat pe ăla, frate, că mă duceam direct în cap. Nu știu cum cobor, cred că mă duc eu prin spinii aia. Iar mi-a luat țeapă, pentru că turnul ăla care v-am zis e înaltă, e încintă unde sunt camere, că m-am uitat acum. Deci ăsta e turnul, e după gard și în partea asta sunt camere, că am sărit un pic și m-am uitat. Sunt mai multe clădiri în partea aia și mai clădirea asta mare pe care încă n-am urcat, că am zis că urc la final. Băi, mai mare ca cealaltă. De acolo de sus o să văd ce clădiri mai ies prin partea aia, că pe aici nu văd nimica. Hai de măsă ce e aici. Gata. Am intrat, nu mai cobor jos că n-are rost. Urc direct sus. Nu știu cum să vă zic, dar rog. Am urcat aici o grămadă de etaje, am ajuns în vârf. Nu mai am aer. Și hai că mă uit de aici o să văd dacă nu ceva oameni sau câini pâine mei să mă uit. Uite câte clădiri sunt acolo, frate. Atâtea sunt majoritatea de răpânat. Mai sunt multe clădiri, dar toate sparte, n-are rost să mă duc pe acolo. Aici e tare. Frumos. Se vede fain. Chiar e tare să-mi bag piciorul. Câini ceva, nu văd niciun câine. Mă duc pe aici lejer spre ieșire. Nu sunt câini. Hai că arată tare oricum. Deci acolo sus am fost. E tare, n-ai ce zici. Na, cam asta a fost clipul, mai am și un pic și ies afară de aici. Oamenii m-au prins careva acolo în față, acum vine cu mașina. Da, nu cred că zice el nimica. Acum vedem dacă zice ce. Da, nu cred că zice nimic. Am făcut ceva poze. Da, știu. Da. Nu zici nimic, frate. Da, sper să vă placă clipul. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să mă faceți faimos, un follow pe Instagram Cristigo și cam atât. Ne auzim data viitoare. V-am pupat. Pa.